Salutare, dragii mei prieteni, eu sunt Toto și bine v-am regăsit la un video în care avem un joc nou, The Ark of Horizon, un joc destul de interesant. Acum seamănă cu PUBG-ul. Singura chestie este faptul că nu putem să jucăm în modul squad sau la single. Deci ai doar dual mod, adică cu încă un prieten sau cu încă unul pe care ți-l dau eu aici. Deci doar două persoane pot juca în echipă. Jocul se găsește pe Steam. Hai să vă și arăt eu, rapid. Pot să-l scot aici să-l vedeți. Ia uitați, The Ark of Horizon, un joc destul de interesant, gratuit, unde aveți nevoie de un procesor cu două nuclee, 4 GB RAM și o placă video GT730, asta e minim. Dar e indicat să aveți un i5-2500, adică 4 nuclee fizice, 6 GB memorie RAM și GTX 1050. Da? Cam asta aveți nevoie. Hai să dau și eu să vedem unde mă duce. Bă, nu știu, se învârte asta în cerc. Așa, ia. Deci, chestia este că poți să și cu mouse-ul controlezi, poți să zbori. Asta e tare. Și mă duce la prietenul meu, la tovarășul meu. Aveam și un mod în care să merg mai repede, dar văd că nu merge în momentul în care sari. E primul meci. Eu am zis să intru să vi-l arăt, cei care vreți să vi-l descărcați, mai ales că este gratis. Pontul mi-a fost oferit sau ne-a fost oferit de către Octav. Și pe această cale, eu îți mulțumesc, dragul meu, să fii sănătos, tu și întreaga ta familie, dar și voi ceilalți la fel. Haideți să vedem cum este grafica, ce se întâmplă, cum este jocul. Mă rog, e un pic mai ciudat pentru că ai posibilitatea să zbori. Ei bine, când ai posibilitatea să zbori, e mai rău. Că nu poți să tragi, nu numai tu ai posibilitatea, toți ceilalți au posibilitatea să zboare. Și asta înseamnă că o să-ți fie cam greu să-l omori pe cel care vrei să-l împuști acolo. Bun, ia să vedem ce am aici. Pistol? Bun o fi și ăsta. Aici ce e? V-am spus, nici eu nu știu mare lucru despre acest joc. Acum l-am instalat și eu și am zis, hai domnule, că cine știe, mai ales că aveți vacanța, aveți acum posibilitatea să-l mai jucați. Ia uite, încă o armă. Da, și e bine că uite câte arme putem aduna aici. Vedeți și voi? Multe, multe arme. Ia uite, că deja ăsta trage. Ia uite, primul kill! Primul kill, frate! Dar nu știu de ce naiba nu pot să sar. Ia să vedem. Aha. Bun, ia să vedem ăsta de aici. Îmi dă ceva de la el? A, e aceeași armă. Acum, nu știu, mi se pare că aici ai muniție nelimitată. Ceea ce e de bine. Ia uite, încă o armă. Asta e sniper. Ia uite, vine cineva. L-ați văzut? L-am omorât pe ăsta. Bun. Hai că e de bine. Mai sunt 39. Am omorât 30. V-am spus să armele doar trebuie să le cauți. Și ce mai îmi place, fiți atenți aici, dragii mei. Ați văzut? Deci poți să zbori. Asta e tare. Asta ce armă e? Poți să iei aici arme câte vrei. Mă rog, de bine e, de rău, nu știu. Pentru că nu doar tu ai posibilitatea asta și ceilalți au la fel. Ia uite ce repede am ajuns la tovarășul meu. Ați văzut? E tare chestia asta. Mă iau după el pentru că el știe jocul. Adică, ia uite. În cine trage ăsta, mă, nene? Trage iure, așa. Nu am văzut cască să găsești căști. Am văzut doar arme.
Bă, dar ăsta în cine trage, mă, frate? Ăsta trage așa, iurea. Mă rog, și am și sniper, parcă... Sau nu am? Uite și sniper. Opa! L-a omorât ăsta. Deci ai posibilitatea să te și ascunzi acolo. Asta iar e bună, arma asta. Dar unde, cu ce să iau eu? Așa. Ia. Asta trage foarte, foarte rapid. Vedeți, muniție nelimitată. Asta e de bine. Mai sunt 26 de playeri. Acum, uitați și voi. Vedeți, suntem în marginea zonei, în partea dreaptă jos, să se vede zona, harta, mapa. Iar e un lucru bun. Jocul e interesant. Mamă, ce m-aș bucura să iau locul 1. Să luăm locul 1, adică eu și cu băietanul ăsta. Eu nu știu cum îl cheamă. Cum te cheamă, nene? Văd cum îl cheamă? Ia uite, mă, frate, l-am omorât și pe asta. Hai că am 5 kill-uri, nu e rău. Am 5 kill-uri, e bine. Ia uite, drop-ul. Ia-ți, mă, frate, aia e rachetă când ești în aer să tragi cu racheta. Ia-ți, tată. Ia-ți ce vrei tu. Și-a luat ăsta sau nu și-a luat? Nu și-a. Ăla e sniper? Dar văd că nu l-a luat. De ce nu le-a? Tot mai bune sunt armele astea unde poți tragi. Mai sunt 18, de fapt, cred că 16. L-am luat eu. Zi mersi, tovarășu. Măi, jocul pare interesant, grafică destul de ok. Nu aș putea spune că m-a dat pe spate grafica, dar este ok. Este ok. Acum depinde și de calculatorul vostru. Setările sunt la maxim. Doar că eu am dat FPS-urile să fie fixe în 60. Și asta pentru ca filmarea să measă cursiv. Adică oricum filmarea în 60 de FPS-uri. De asta am considerat că e mult mai ok să dau în acest fel. Și atunci știu că nici nu am probleme cu sistemul. Să am frame drop-uri și așa mai departe. Păi, frate. Bun, încă unul. Trăgea la capraștia. Hai că e bine. Ia să vedem să schimb arma. Bun. Este bine că ai așa mai multe arme. Ia uite, fiți atenți și voi. Hai că e bine. 8 playeri am omorât. În schimb, nu vă pot spune dacă aici avem parte de boți sau nu. Trebuie să mergem și către zonă. Dar ce-i cu ăsta, mă, frate? A tras cineva după mine. A tras cineva după mine. Bun. Păi, ce mi-a luat ăla kill-ul, frate? Da-i bine, nu contează, am tras amândoi în el. Măi, jocul începe să-mi placă. Jocul începe să-mi placă. Văd că nu prea mult se folosesc de abilitatea asta de a zbura, adică aceasta. Mi se pare foarte tare. Opa!
Dar cine e aia acolo? Nu știu ce e acolo, deci sunt chestii... Ia uite, o navă! Ce-i cu nava aia? Probabil trebuie să-i omorâm pe ceilalți, mai sunt doi, și apoi să mergem la navă. Cred, nu știu. De viață nu știu aici cu viața cum e. Mă rog, dacă vă place, cine știe, poate să facem chiar și un live cu acest joc. Mai ales că jocul nu consumă foarte multe resurse. Cel mai probabil o să vă meargă și pe laptopul. Mă rog, o să vă arăt eu și la setări imediat ce puteți face ca jocul să ruleze în mod cât mai cursiv, așa, adică să n-aveți probleme. Asta e o cutie, nu știu ce mi-a dat aici. Asta e cu grenade, dar nu îmi trebuie mie. Mie îmi trebuie așa, uite, încă o cutie. Ia uite. Dar unde sunt ceilalți, frate? Este chiar în mijloc, că așteptăm să vină ceilalți. Sper să nu vină aia să ne omoare, frate, și să nu luăm locul 1. Adică ar fi chiar culmea. Am făcut și eu 9 kill-uri. Hai că nu e rău. Nu e rău când e bine. Mișto chestia aia, nu? Ia uite, ia uite. Trebuie să mergem și noi către zonă. Ia uite, altă navă. Hai, tăvarși, ce facem? Plecăm? Ăsta unde e? Parcă mi-e frică să merg singur. Ce face ăsta? Ce face ăsta, mă, nene, singur aici? Oricum, ai și posibilitatea să vorbești în joc. Hai că ăsta pare să știe mai bine decât mine. Are rachetele alea. Rachetele alea, când sari, atunci când sari, poți să tragi cu rachetele alea. Atunci când sari. Ia să merg și eu. Hai, mă, sari. Bun. Văd că nu mi-a pus mie kill-ul, asta înseamnă că, măi, asta mi se pare ok, pentru că colegul meu a tras mai mult în el. Deci a tras mai mult în el și, da, mi se pare ok chestia asta, să nu-mi dea mie kill-ul. Adică nu e în PUBG. Ia uite-l! Ați văzut, are o abilitate asta. S-a făcut invizibil. Eu n-am găsit abilitatea asta. În care te poți face invizibil. Bă, nene, dau unde e asta, frate? Oricum, cred că trebuie să meargă către zonă și asta. Dar unde e, mă, nene, ăla? Unde ești, mă, frate? Opa, ce-am făcut? Ia uite ce-am făcut.
Mamă, dar ce a scăpat ăla, mă, nene? Mă rog, acolo nici eu nu m-am descurcat prea grozav. Ia uite-l. Mă rog, asta e bine când poți faci chestia asta, dar... Ce se ascunde, mă, frate, băiatul ăsta? Bun! Ați văzut și mi-a dat mie kill-ul pentru că eu am tras mai mult în el. Yes! Rank 1 din 30, mamă, ce tare! 10 kill-uri, tată! Frumos! A, și băiatul ăsta a omorât 9. Ați văzut? Deci, dragii mei, e un joc super tare, nu? Refuz, nu, refuz pur și simplu. Bun, am intrat aici în lobby. Dragii mei, la setări. Hai să vă arăt repede la setări. I-am dat window ca să pot ieși repede să pornesc filmarea, să opresc. Rezoluția 3840 în 2160, adică în 4K. E ok, și am fixat, după cum vedeți, 60 de FPS-uri pe secundă. Voi dacă vedeți că aveți o fluctuație și nu vă merge cine știe prea bine, atunci e bine să fixați FPS-urile, ca să nu fluctueze, să nu fie când 100, când 50, când nu știu, adică să stea acolo cât mai fixate. După care aici, FPS camera voastră aici arată mai bine dacă e pe maxim, dar vă jucați puțin cu această chestie pentru că s-ar putea să nu vă ducă prea bine jocul și atunci îl dați pe minim. Da? Rezoluția. Încercați să dați, dacă aveți un calculator mai slăbuț, să dați cât mai mică, în funcție de cum vă place voi și cât vă duce sistemul vostru. Da? Faceți și voi niște teste, că oricum vă arată FPS-urile în partea dreaptă și atunci nu o să vă păcălească în acest mod. Adică să intrați în joc după aceea să vedeți că vă merge cine știe cum și să nu-ți dai seama de unde. Da? Deci aveți FPS-urile în partea dreaptă. Cel mai indicat iarăși este să fie în full screen, pentru că acolo aveți maximum de FPS-uri pe care le poate da sistemul vostru. Da? Dacă dați în Windows, s-ar putea acolo să vă dispară câteva FPS-uri. Măi, este un joc frumos, îi mulțumim lui Octavian pe această cale, pentru că uite, ne-a spus de acest joc, un joc destul de ok, destul de interesant, destul de tare, zic eu. Dacă sunteți interesați și vreți, haideți și voi cu un like, un share, subscribe, să veniți și voi în această comunitate a prietenilor, dar în același timp și un comentariu în care să-mi spuneți dacă vă place jocul și vreți cumva să facem un live în care să jucăm, uite, acest joc împreună. Mie chiar îmi place acest joc. Nu știu câți din cei pe care eu i-am omorât și din care a omorât colegul meu, nu știu câți dintre cei aceștia au fost boss, dacă sunt boss sau nu, habar nu am. Poate doar în PUBG Mobile sunt boss. Dar știi, noi acum obișnuiți tot timpul, domnule, dacă or fi boss, dacă nu or fi boss. Știți? Ok, dacă vă place, nu uitați like, share și subscribe și comentariu să văd cum vi se pare acest joc. Intrați, descărcați-l, este gratuit, are undeva la 3,2 GB, deci nu trebuie să nu ți ocupă un spațiu foarte, foarte mare. Ok? Hai. Până data viitoare, eu v-am salutat și v-am pupat și încă o dată mulțumesc lui Octavian. Pa, pa, dragii mei!